O navă cargo care transporta 4000 de mașini de lux s-a scufundat în Oceanul Atlantic la aproape două săptămâni după ce a luat foc. Nava transporta mașini precum Porsche și Bentley nava se afla în drum spre Road Island din Statele Unite din portul german Emden atunci când a izbucnit incendiul. Din fericire, toți membrii echipajului au fost evacuați în momentul izbucnirii incendiului. O navă cargo care transporta 4.000 de mașini de lux s-a scufundat în largul arhipelagului portughez Azorii la aproape două săptămâni după ce a luat foc, scrie BBC. Aceasta transporta mașini precum Porsche și Bentley. Incendiul a izbucnit în cala de marfă, dar s-a extins rapid, iar cei 22 de membri ai echipajului au fost forțați să abandoneze nava. Echipajul a fost preluat în siguranță și dus la un hotel local. Se crede că incendiul a durat mai bine de o săptămână după ce echipajul a fost evacuat, nava fiind lăsată în paragină să plutească în direcția reală de deplasare determinată de curenți. Incendiul din largul Atlanticului este unul dintre primele la bordul unui mare transportator de vehicule, încărcat cu o încărcătură substanțială de mașini electrice. Se pare că incidentul ar fi stârnit dezbateri în rândul asiguratorilor și autorităților de reglementare cu privire la modul de transport în siguranță a unor astfel de vehicule, în contextul în care autoturismele electrice vor deveni mai răspândite.